Salut tuturor și bine vă găsesc la un episod din seria noastră de CSGO Overwatch. Dacă vă place această serie, nu uitați să apăsați pe butonul de like, de share și de subscribe și mai ales pe clopoțel ca să puteți notificare. Iar acestea fiind spuse, hai să vedem ce codați vom da, de ce codați vom da astăzi. Așa că, let's go! Bun, fraților, și avem un demo de pe Dust 2, un short game. Și ia să vedem, deja se întâlnește cu niște oameni. Luat un flash, a murit. Perfect, oare se activează? Este scorul de 5-4, ei sunt 4 în echipă. Hai să vedem, pentru ce oare a primit acest băjat report? Ia să vedem, are kilos de gaming, movement complet ala Silvers. S-a dat un smoke puțin avansat, se bagă peste ei. Ok, mai vine unul. Intero. Ok. L-a putut pe băiatul ăsta. Ăștia sunt under, e unul under. Sunt la eco. Ăla bate la ei, este 1 vs 1. Al nostru are 100% viață. Iar amicul pare că se duce CT. Nu, e mid. E mid, se duce A. Ia să vedem. Am dat în CT. Și vrea să vadă mid-ul. Ia să vedem. Și l-a bătut. Da, nimic suspect până acum, aș putea să zice, un moviment așa, pe spate, i-a luat o rundă, i-a luat la eco, bine, era să ia ei la eco, dar aia e. Și-a luat hit prin poartă. Este 4 vs 5, ia să vedem, iar face exact același lucru. Se bagă W la ei prin under pe aici, pe Dust 2, ajunge pe mid. Bomba este în top mid, a luat flash. Ia da molly și acum îl se așteaptă aici. Logic. Și aici parcă a sărit așa puțin pe cap, parcă a sărit așa puțin pe frunte, dar ce să zic, a luat AK-ul, se apropia, să vedem. Îi dă molly. Am vrut să văd dacă este rețintă, dar i-a dat molly. Ia să vedem. Nu l-a văzut. Ok, a rămas 1 vs 2. Ăsta îl știe aici, ia să vedem. Ia da pe frunte și pe ăsta îl știe, ia să vedem. Oare au rămas, cred că aceiași. Ia să vedem, sunt curios dacă e sare. Lol, chat, i-a tras înainte să iasă, ați văzut aici? Că i-a tras înainte să iasă? Sau mi s-a părut mie, nu știu ce, că de obicei spuneți-mi și mie voi acolo în comentarii că vi s-a părut că băiatul ăsta are hack, dar uite, acum are polar, ne dăm seama ușor dacă trage în test. Știe pe bici, acum nu mai trage, mă rog, are polar, logic. Le dăm molly, au trecut prin molly, ia să vedem, că scriu dacă le trage. Ok, a băgat wall-ul băiatul meu. A băgat direct wall-ul, ești nebun. Și-a dat smoke. Ia să scriu dacă îi trage lui ăsta, care e aici aproape de el. Chiar îți curios dacă îi trage. Ia. Oarecum aici l-a văzut, dar îl știa, gen. Kill, ține polarul. Numai pe cap le dă. Voi vedeți că numai cap le dă. Cred că are și aim. Cred că are și wall și aim. Frumos, așa, elegant cât de cât. Chat, sincer. Bine, wall sigur are, adică le cam trage așa. Și acum aim. Nu știu. Până a început să le dea numai pe frunte. Cu orice. Ia, sunt curios dacă pușează acum. Se duce direct. A văzut că nu-i nimeni în B și se întoarce pe aia, nu le-a mai dat nimica. Da. Știe că sunt toți pe lung, se duce și el pe short. Ia, fă și tu niște jump-uri, te rog, așa puțin. Ia, că-s curios, îi le dăm molly rampă. Da, e ok. Sunt curios cum le trage, dacă le trage prin smoke. Haide, mă, vreau să văd dacă le trage. Nu ia dacă cablul ăsta.
Ok. Plus tăia de cap. Again. Cred că are și un silent theme, așa, știți ce zic? Iar că-s curios, nu știu, poșu. Și acum s-a dus cu lama pe ei. Ca să zicem că n-are cod el, el e băiat de treabă și n-are cod. Iar și-a luat hit prin poartă. Unul este la B. El pușează cu polarul. Cu polares. În spate, îl așteaptă unul. Asta l-a ratat. Au primit info că e în spate. Acum se duce direct. Ia uite că e tras. Știe că a plecat de acolo. Da. Și-au plantat B. Sunt doi mid. A dat smoke. Mamă, dar se vede că are wall, dar e noob așa. Mamă, și-a luat auto, logic. Logic că și-a luat auto. Am înțeles, eu sunt pe spate aici, nu... Cumva a lăsat site-ul liber și fix la runda în care ăștia sunt toți B. Coboară under, coboară și ei spre mid. Ia că-s curios. Aha, a pus ținta când i-a făcut fake. Și trage direct. Logic. Mai e unul. Să ducem site al nostru. Unul este pe mid. Ah, ok, mid, deci nu e nimeni lung. Interesant. A tras un grunt și a încărcat arma. Incredibil. Thunder, unul top mid. Hai, 1 versus 3. Curios, cred că la runda asta și-a luat direct. Ia. Hai că e ăsta în mid aici. Wow. Wow, wow. Da, are și un silent. Uite cum se duce după el. Ia uite ce trage prin pereți, ești nebun. Fix pe frunte. Se așa au fugit în B ăștia. Mamă ce-l aleargă pe ăsta. Da, e jale aici. Aha, a murit cu bomba. Ah, i-a tras. Cumva cred că are doar wall, nici nu știu ce să zic. Cred că e la buton așa e mult la băiatul ăsta. Uneori le trage, alteori nu le trage. Nu. Ia, uite, vezi, acum i-a dat direct pe frunte. Și lu ăsta la fel, și lu ăsta la fel, dar are și aim 100%. Da, deci wall și aim, chat. Și s-au dat bătuți, din păcate, adversarii, ceea ce probabil aș fi făcut și eu. Ținte automate, da. Pentru vizibilitate, bam. Bă, aici nu știm și aici n-am văzut. Da, mă, chat. Revenim cu al doilea codat de astăzi. Bun, fraților, am revenit și cu cel de al doilea meci. Data asta suntem pe Mirage. Un compă lungă, mă rog, nu o să vedem toată compa. Ia să vedem. Ah, ok, l-a văzut pe ăla acolo. Mi se pare puțin mișcă ciudat băiatul ăsta, nu știu, parcă e așa puțin leggy. Mă rog, poate să fie și de la demo. I-a tras cineva de undeva, nici nu știu de unde i-a tras, sincer. Da, smoke CT. Plantează. What the... Ok. A făcut 2 kill-uri până acum. Am 3 kill-uri corecte și ultimul e în CT. Da, nu știu ce să zic. I-a văzut, e astea. Nu prea știe de unde îi trag oamenii. E așa, amețit. Se creează o execuție pe B, nu-i absolut nimeni pe B. Intră primul.
Nu-i nimeni pe B-gen. Interesant. Ia că-s curios că e ăsta aici, ia să vedem. Ia să vedem că-s curios. A ieșit. A scos arma. Bam, bam, bam. Ia să vedem. Da. Bă, nu știu ce să zic, sincer. Nu știu ce să zic, dacă e atras, dacă nu e atras, se blochează, dai lui. Nu știu, nu pare. Nu pare neapărat the world, dar... Mai e unul care e în apartamente la B. Da. Da, nu știu ce să zic. Cea de acest individ. Cel puțin deocamdată, după primele două runde, așa ce am văzut și noi. Se dă un flash peste. Nu l-a luat nimeni. A luat flash. Trage, mama, a tras fix pe el prin smoke. Prin flash, fiind full flash. Interesant. Dă un smoke în jocul site-ului. Pa, na, pare așa că am amețit pe hartă. Totuși, dar... Ah, încarcă la 25 de gloanțe. Greșește o grenadă. L-a văzut pe ăla acolo. Pana mea, ce, nici mă gândesc. Oare are wall, oare n-are wall? Smoke-ul ăsta de-l știe toată lumea, la, dacă nu l-a dat tocmai bine, dar... Na. Se dă un flash peste. Iar se blochează în rampă. Ok. Mamă, că dacă și joc așa de... A joc așa haotic. I-a dat o grenadă lui ăsta la mișto, așa că... Nu știa că e acolo. Nu avea de unde să știe că e acolo. Ăla e 1 HP. Se duc după el. Și ăla e MB. Iese pe short cu polarul. Și l-a bătut. Da, mă, ce-am știu, joc așa hotic cu suspectul nostru. Sunt curios pe ce loc este. Ia să vedem. Pe primul loc. Ciudat că nu prea le trage chiar așa. Nu, n-am văzut să pun o dată shift-ul până acum. Molly care i-a dat mai mult pentru ei decât pentru voi. Da, e un play de ăsta așa, parcă e haotic. Nu știu, ia, stă pe loc acum. Acum setează codul la forță. Sau dă mesaj la gagică, vă zic eu. Sunt curios dacă acum setează codul la forță. Să-i bată repede. S-a plictisit de meciul ăsta. Aha, ia să vedem. Unu. Doi. Ia-s curios cum îi trage lui ăsta. L-a văzut. Caută să-i decis. Îl vede. Ăla e cu echipierul lui, e cu spatele. A tras un glonț. Le-a tras mai câte un glonț. Ești nebun? Mamă, chat, chiar nu știu ce să zic. Chiar nu prea știu ce să zic de acest individ. Sincer să fiu. Iată, acum lăsat-au liber. A, gen, intrați, mă, că n-am. Noi nu avem treabă. Noi ținem B-ul, voi, n-a. Au făcut un tratat de pace. Ia, știe că-i vine ăsta? Vedeți că am început să le tragă numai pe cap, cumva. Adică n-am mai făcut.
Iar îl știe, pe ăsta, mă rog, a făcut pas. Ia că scriu dacă îi trage. Nu i-a tras. Au pus teroriști o pauză, ești unul de la ei. Da, mă, chat, nu știu, ce părere aveți de băiatul ăsta? Adică, din jocul ăsta așa haotic al lui, nu prea îmi dau seama dacă are, dacă n-are. Wall nu cred că are, pare așa că n-ar avea wall. Dar... se vede că e un jucător foarte bun, încarcă după ce moară câte unul. Deci omoară unul, încarcă, omoară unul, încarcă. Nu. Ține ținta în pământ. What the fuck? Mamă, ce, deci efectiv tac pentru că încerc să-mi dau seama ce planuri au băieții. I-a văzut arma? Poate ne dăm seama cu polarul așa dacă îi dă pe frunte sau nu. Aici ești unul de la ei, joacă în 4. Ok. Cred că știu pentru ce a primit. Cred că s-au certat în 3 sau în jura sau astea și a primit report. Nu. O, mi-a dat molly perfect lui ăla, ești nebun. A sărit în conector. I-a dat și o grenadă. Mama, s-a oprit direct, i-a tras. Da, nu știu ce să zic, sincer, chat. Adică o să-i dau așa deocamdată. Nu știu, ziceți și voi acolo în comentarii că... na, posibil a primit pentru asta și a dat pentru toate. Că recunoașteți că cu toții facem la fel. Dacă ne-a tras unul sau așa, îi dăm de toate. Nu ne interesează că să-i dăm exact ce are. Deci chat, o să-i dau doar de șicanare. Mă rog, de bam 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 team kill nebunii. Fraților, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați pe butonul de like, de share și de subscribe. Și mai ales pe clopoțelul ca să fie notificare. Eu am fost Alex și vă urez o zi extraordinară în continuare. Ciao, bă, pa, pa. You are so heartless.